Haideți să ne ridicăm, mulțumim Domnului pentru dumneavoastră aceasta. În Apocalipsa 3 spune cuvântul: cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe, nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții și voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui meu și înaintea îngerilor lui. Dar în Romani spune: totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Slavă Lui! Destinul tău e să învingi. Suntem biruitori, haideți să cântăm ca niște biruitori.
Să ne rugăm Domnului. Tatăl nostru care ești în ceruri, binecuvântat să-ți fie numele Tău, amin. Pentru că prin dragostea Ta ne-ai strâns în casa Ta de închinăciune, jurul cuvântului Tău. Mulțumim, o Doamne, că Tu ai daruri bune și ai cuvinte bune și în ziua de astăzi pentru copiii Tăi. Te rog să ne binecuvântezi. Iar acum când stăm în fața Ta, binecuvântează-ne cu momente de rugăciune. Vrem să venim în fața Ta cu păsul nostru. Vrem să venim cu necazurile noastre. Vrem să venim cu înfrângerile noastre. Vrem să venim cu cererile noastre. Doamne, primește-ne în fața Ta. Amin. Și ajută-ne, o Doamne, ca să înțelegem și să avem încredere în Tine și în Mântuitorul Iisus Hristos. Te rugăm să ne asculți în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Așa cum stăm, deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Luca, capitolul 18, începând de la versetul 1. Iisus le-a pus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. El le-a zis, într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. În cetatea aceea era și o văduvă care venea des la el și îi zicea, fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu. Multă vreme n-a voit să-i facă dreptate, dar în urmă și-a zis, măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez, totuși, pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate, ca să nu tot vină și să-mi bată capul. Domnul a adăugat, auziți ce zice judecătorul nedrept? Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el, cu toate că zăbovește față de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând, dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Fie ca cuvintele acestea să fie un îndemn pentru noi, pentru rugăciune, pentru viețile noastre, amin, pentru acțiunile care le facem cu Dumnezeu, să avem încredere. Și să venim în fața Lui cu rugăciune. Amin. Ocupăm locurile, mai cântăm o cântare și după care o să ascultăm îndemnul. Noi, cel din veșnic.
așteaptă venirea ta. Glorie celui din veșnicii, să fie văzută doar slava ta. Glorie celui din veșnicii, pământul așteaptă, pământul așteaptă venirea ta. Glorie celui din veșnicii, să fie văzută doar slava ta.
Ce este rugăciunea? Avem și noi oameni aici pe pământ rugăciuni sau rugăminți unii către alții. Diferența între rugăciunea noastră de la om la om și rugăciunea între om și Dumnezeu este faptul că noi oamenii suntem neputincioși și ne rugăm la cineva și nici el nu poate să ne rezolve problema noastră. Atunci când venim în fața lui Dumnezeu, mergem în fața celuia care este atotputernic, care poate totul, care ne înțelege pe noi, care este Tatăl nostru, care este Dumnezeu. Atunci însă când venim în rugăciune și venim în fața lui Dumnezeu, Dumnezeu de cele mai multe ori nu răspunde imediat. Și Domnul Iisus Hristos, în textul din Evanghelia după Luca, capitolul 18, în primul verset, spune, le-a spus o pildă, adică le-a dat un exemplu, ca să le arate că trebuie să se roage și să nu se lase. Știți un exemplu din Sfânta Scriptură? Când cineva veni la Domnul Iisus Hristos și striga după Domnul Iisus Hristos, cât de tare! Păi s-au îngrozit ucenicii și au spus, Doamne, nu-ți pasă că strigă, uită, strigă după noi! De ce? Pentru că insista, pentru că nu se lăsa, avea o dorință, avea o problemă și striga la Domnul Iisus Hristos. Am să vă dau un exemplu din istorie. În anul 354, într-un oraș din Africa de Nord, Tangaste, a fost o familie binecuvântată pentru că soția l-a primit pe Domnul Iisus Hristos în inimă. Dar bărbatul era necredincios și bărbatul trăia o viață dublă. Și soția, pe care o chema Monica, nu s-a lăsat, ea s-a ținut de credință. Au avut un copil și în anul acesta în care l-am dat s-a născut copilul și așa cum se bucură mamele, toate doresc să aibă copii. Avea un copil este o bucurie foarte mare. De aceea îi înțelegem și pe cei din Nord care trec prin situații acum și li s-au luat copiii și înțelegem și pe ei. Cred că și ei ar trebui să aplice metoda pe care o spune Domnul Iisus Hristos. Să se roage și să nu se lase. Copilul lui Monica a crescut mare și mama îl urmărea tot timpul cu sfaturile ei. Și copilul, până când a plecat la liceu, s-a ținut de credință. Și la 17 ani, când a plecat și el la facultate, a plecat în Cartagina, atunci a început să-L părăsească pe Dumnezeu și a început să o ia pe calea tatălui său. Și mama sa, când a plecat la facultate, i-a spus așa, am o singură rugăminte, să te păzești de păcatul curviei, a desfrâului. Și exact asta s-a prins de el. La 18 ani, după un an, după ce a plecat la facultate, a avut un copil nelegitim și inima mamei s-a rupt.
s-a sfâșiat. Și după aceea și-a continuat studiile, a fost un copil care învăța foarte bine, era eminent și a ajuns departe. A studiat filozofia, oratoria și a deschis o școală după ce a terminat facultatea, dar tot timpul trăia în păcate. Mama sa nu se lăsa, se ruga tot timpul. La un moment dat și-a pierdut răbdările și a plecat la un prezbiter din biserica locală, de unde era Monica. Și a început să plângă. Și a plâns până s-a săturat de plâns. Și a întrebat-o prezbiterul, dar ce problemă ai? Și a spus, am un singur băiat. Și băiatul ăsta este păgân. L-am învățat viața de credință și nu vrea să urmeze și a apucat pe calea păcatului și din cauza aceasta eu mă rog tot timpul pentru el. Și a plâns mai departe. Când s-a liniștit și și-a șters ochii, prezbiterul i-a spus, nu se poate ca copilul unor asemenea lacrimi să piară. Și lucrul acesta a fost pentru femeia aceasta ca un glas dumnezeiesc. I-a dat un imbold și a continuat să se roage. De-abia într-o zi când a auzit mama că copilul nu-i mai merge bine în Africa și că este falimentar din punct de vedere a școlii, a elevilor pe care i-a învățat, el a hotărât să plece la Roma. Când a auzit mama sa că pleacă în Roma, i s-a rupt inima, pentru că Roma era recunoscută ca cetate păgână, o cetate a desfrâului și din această cauză a stăruit să nu plece la Roma. Dar fiul ei, Augustin, ca așa-l chema, Augustin Aurelian, a mințit-o și în cele din urmă s-a urcat pe corabie și a plecat la Roma. La Roma s-a îmbolnăvit, dar după un timp a ajuns la Milan. Și acolo era un predicator renumit, Ambrozie. Și fiindcă el era orator, studiase oratoria, a mers să-l asculte, să împărtășească experiențe. Și a văzut când a ascultat predica că Ambrozie are ceva deosebit. Întâmplarea este lungă și o să o finalizez spunând că în cele din urmă Augustin s-a hotărât să slujească pe Dumnezeu. Mama sa a venit și ea la Milano și în 387 Augustin a fost botezat de Ambrozie și mama Monica era foarte bucuroasă. În cele din urmă, după un timp, după aproximativ încă un an, s-a hotărât Augustin, fiul Monicei, să se întoarcă înapoi în Africa. Monica s-a îmbolnăvit de friguri și a murit. În timp ce murea, a spus, am avut o singură dorință. Să-l văd pe fiul meu creștin, că slujește pe Dumnezeu. Dorința mea s-a împlinit. Amin. Au trecut 32 de ani de când Monica se ruga Domnului. Versetul acesta pe care ni-l spune Domnul Iisus Hristos, Iisus le-a spus o pildă
ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Nu știu de cât timp te rogi pentru problema ta, pentru copiii tăi. Monica, femeia aceasta din vremurile de mult, s-a rugat 32 de ani și după 32 de ani Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea. Și Augustin s-a pocăit. Să insistăm în fața lui Dumnezeu și să ne rugăm. Amin. Pentru problemele noastre și să nu ne lăsăm, pentru că așa ne-a îndemnat Domnul Iisus Hristos. Să ne rugăm pentru copiii noștri. Amin. Să ne rugăm pentru soțul nostru. Amin. Să ne rugăm pentru soția noastră. Să ne rugăm pentru frații de corp din familie, să ne rugăm pentru cei pe care avem, pentru că insistența sau stăruința în rugăciune este obligatorie. Și în fața lui Dumnezeu trebuie să venim să ne rugăm și să nu ne lăsăm. Ne ridicăm în picioare. Și venim în fața lui Dumnezeu cu cererile noastre și ne rugăm Domnului. Doamne, binecuvântăm numele Tău în această seară și îți mulțumim pentru că ești Dumnezeu care întotdeauna ești gata ca să ne asculți, Doamne. Dar știu că nu întotdeauna dai răspuns după așteptările noastre, nu dai răspuns în timpul nostru. De aceea, așa cum am ascultat, Doamne, dorim ca să ne dai puterea aceasta, răbdarea aceasta, ca să ascultăm în tăcere, Doamne, și să așteptăm în tăcere ajutorul Tău, Doamne. Știu că Tu ești gata ca să ne binecuvântești, știu că Tu ești gata ca să rezolvi problemele cu care fiecare dintre noi ne luptăm, familiile noastre, biserica Ta, comunitățile în care ne aflăm, Doamne. De aceea Te așteptăm pe Tine la lucru și Te dorim pe Tine la lucru. Dorim să faci să se vadă simțită și văzut această lucrare dumnezeiască și îți mulțumim că o vei face, pentru că te rugăm în numele scump al Domnului Iisus. Amin. Amin. Te slăvesc, Doamne, bun, pentru că ești Domn și Mântuitor. Îți mulțumesc din suflet, Doamne, pentru că ne-ai scos, Doamne, și ne-ai salvat din păcat, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu ne ții lipiți de Tine, Doamne. Și Te rog, Doamne, în numele Fiului Tău, să mă speli pe mine, casa mea și biserica Ta, Doamne. Amin. Spală-ne în sângele Tău curat și fă-ne mai alb ca neaua, Doamne. Lasă Duhul Tău cel Sfânt să lăsluiască în noi, Doamne. Amin. Să ne conducă, să ne îndrume, Doamne, să ne arate calea, Doamne Iisus, să ne apropie tot mai mult de Tine, Doamne. Amin. Doamne, mă rog pentru Sara și pentru Emanuel, Tatăl din Cer, că cer, Doamne, numele Tău peste ei. Amin. Te rugăm. Durarea Ta, Doamne, peste ei, că atunci când cresc mari, Doamne, să fie ai Tăi, Doamne. Amin. Doamne, mă rog și pentru soția mea, pentru care Ți mulțumesc, Doamne, că ne-ai binecuvântat ca o familie, Doamne. Mă rog, Doamne, pentru fiecare copil din biserica asta, Doamne, Tu, Doamne Iisus, să netezești cărarea, Doamne Iisus, și Tu să mergi înaintea Lui, Amin. Să Te cunoască și să rămâne ai Tăi, Doamne, pe vecie, Doamne, mă rog pentru frați și surori din biserică, Doamne, Doamne, pentru fiecare, Doamne, fiecare strigă acasă în colțul Lui, Doamne, Te rog, ascultă rugăciunea, Amin. În numele Fiului Tău m-a rugat, Amin. Amin. Mulțumesc, Tatăl nostru, pentru că cu fiecare rugăciune ne asculți. Da, Doamne. Ne rugăm, Doamne, ai milă. Amin. Amin. Deschizi orizonturi noi, ne arăți slava Ta și puterea Ta la lucru în mijlocul nostru. Îți mulțumesc, Doamne, pentru mărturiile fraților mei de fiecare dată când ne aud în rugăciune, ca semn că Tu împlinești rugăciunile, nu după placul nostru, ci după sfânta Ta voie. Dar noi ne dăjduim în Tine că toate rugăciunile noastre, care vor fi după voia Ta, Tu le vei îndeplini, mai devreme sau mai târziu.
Cer astăzi în numele Domnului Iisus, Doamne, umple casa Ta de lucru. Amin, cu oamenii care se duc în iad, Doamne, pare rău de fiecare om care moare și nu fie că a avut harul să Te cunoască pe Tine. Îmi pare rău de cei dragi din familia părinților mei și sunt mulți, Doamne, care odată Te-au cunoscut și acum sunt înfășurați de lanțurile păcatelor. Doamne, smulge până și să ne norociți, trăiesc într-un iad încă de pe pământ. Te rog, ai milă, pune calea lor pe cineva, Doamne, ca să le arate calea mântuirii, să-i pună, ca să le aduc aminte că au avut părinți și bunici pe Jos. Te rugăm. Ai milă, Doamne, te rugăm. Mulțumesc că vei lucra, că și te rog în meritele Domnului Iisus. Amin. Și eu, Doamne, Tată Sfânt, te rog în seara aceasta să primești închinarea mea și închinarea noastră, Doamne. Te rugăm. Aș vrea să încep în primul rând cu dorința aceasta adâncă să ne ierți, să ne curățești în sângele Domnului Iisus. Și pe mine, Doamne, te rog să mă pui într-o stare după voia Ta. Amin. Mulțumesc că ne-ai adus aminte de Sfântul Augustin, Doamne, și mai ales de mama lui Monica. Îți mulțumesc de credința ei, care a făcut-o să aducă cu lacrimi în fiecare noapte, timp de atâția ani de zile, cererile ei la cunoștința Ta, pe care, onorând prin credință faptul că Tu răspunzi la rugăciuni. Și eu, Doamne, mă prăbușesc în fața Ta și Te rog cu cea mai mare umilință să ai milă de copiii de la școală. Ai milă! Sunt mulți acolo care nu Te cunosc. Sunt unii din familii de credincioși, alții din familii de ortodoxi. Te rog, îndură-Te de ei, Doamne. Ai milă! Au venit într-un loc unde se vestește Evanghelia Ta. Te rog frumos să nu-i lași să piară. Ajută-ne și pe noi să avem acest duh de rugăciune, de zăbovire în fața Ta, Amin. De încredere că vei răspunde până la urmă, de înțelepciune în a aduce cu răbdare în fața Ta aceste rugăciuni. Și te rog frumos ca la vremea potrivită să le răspunzi. Te rog, îndură-Te și de biserica aceasta din loc și întărește duhul de rugăciune aici, Tată Sfânt, și fă-o să fie o lumină în vecinătatea aceasta și mulți oameni să vină la credință. Te rugăm în numele și pentru slava Domnului Iisus. Amin. 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 Doamne Iisus, îți mulțumesc că ne-ai dus aici cu bine, Doamne. O să pun mâna peste noi. Amin. Doamne, ajut să înțelegem cuvântul Tău, Doamne. Amin. Te rugăm. Te rugăm. Slavă Ție. Seala, cu cei bănavi, Doamne, să-i vină. Îndură-Te, Doamne. Și să ajută celălalt îndreptă-ți pe Tine. Amin. Amin. Doamne, Tată, mă închin și eu Ție și îți mulțumesc pentru că Tu ești Dumnezeu dimineții. Glorie Ție. Și Tu ești Dumnezeu și de seară. Da, Doamne. Să primești închinarea noastră, Doamne. Te rugăm. Am venit să Te lăudăm, să Te cinstim. Da. Te rog să ne ajut, Doamne, să facem din Tău inimă curată. Te rugăm. Îți mulțumesc pentru că întotdeauna Tu ai răspuns la timpul Tău potrivit și la vremea Ta, care tot timpul este potrivită. Îți mulțumesc pentru că Tu vei da răspuns fiecăruia după rugăciunea
lui la vremea cuvenită, Doamne. Amin. Și mulțumesc pentru că tu îți faci timp să ne asculți rugăciunile. Laudă-ți, dar te rog să ne dai înțelepciune să ne facem noi timp ca să ne rugăm ție. Te rog să ne ierți că nu de multe ori nu facem lucrul acesta personal. Te rog să mă ierți, te rog să îmi dai putere, Doamne, să nu mă depărtez de tine, te rog să lași cercetarea ta peste mine și peste casa mea, Doamne, te rog pentru copiii mei, Doamne, să-i ții lângă tine, te rog să-i acoperi în dragostea ta, în bunătatea ta, te rog să o binecuvântez pe soția mea, ca mamă, ca soție, Doamne, te rog să-i dai iertare cu mine, cu copilașul, Doamne, și îți mulțumesc că tu mi-ai dăruit-o, Doamne, și îți mulțumesc pentru că tu în bunătatea ta nu te-ai sfârșit binecuvântările față de noi, mulțumim. Biserica din loc. Doamne, tu știi de ceea ce avem nevoie, dar mai de sus de toate avem nevoie de tine, Doamne, ajută-ne să stăm smeriți sub poala crucii tale, Doamne, și ajută-ne să avem răbdare. Te rog personal să-mi dai răbdare, Doamne, și să-mi dai mai multă putere să te cauți. Fii slăvit, în Domnul Iisus m-am rugat și te rog să mă asculți. Amin. Slavă ție, Doamne! Glorie ție, Doamne! Amin! Te rog, Doamne! Amin! Am de la tine și datorită rugăciunii Dumnezeu, ajută-mă, Doamne, să mă rog mai îngust, să mulțumesc mai mult pentru tot ceea ce ai făcut. Amin! De care zi, Doamne, să fim tot mai aproape de tine. Amin. Tu să binecuvântești pe soțul meu și pe tine. Amin. Și pe mine ajută în cazul fiu o soție și o mamă mai bună și mai bună. Și îți mulțumesc și pentru biserica noastră, Doamne, și pentru ca să ne unim unii cu alții. Amin. Să ne unim tot mai mult în fiecare zi, Doamne, Iisuse. Și pe care vă zi să fim cu tine în ceruri. Amin. Amin. Te rugăm. Ai milă. Te rugăm. Amin. Da, Doamne, te rugăm. Te rugăm. Amin. Te rugăm. Amin. Te rugăm. Amin. Te rugăm. Și te rog pentru
Te rugăm, Doamne, cu orașele că Tu ești Dumnezeu. Te slăvim, Tată, din cerul și dorim să-ți mulțumim și în această seară pentru harul minunat pe care nu ai dat să-ți te rugăm să aduci saluri toate duhurile de împotrivire. Da, Doamne. Amin. Te rog frumos, Doamne. Toate duhurile de împotrivire care nu vor să ajungă rugăciunile noastre la tronul Tău de har. Te rugăm. Și te rugăm, Doamne, să ne mărești credința. Te rugăm. Amin. Lăsește credința în dășul, după pe pământ. Amin. De aceea te rugăm, Doamne, ca să ne înveți și să ne ajut să punem credința pe care ne-ai dăruit-o în copiii noștri, în nepoții noștri. Amin. Și chiar dacă privesc atâta învățătură străină și atâta foc străin este pe altarul Tău, Doamne, dorim ca Duhul Tău cel Sfânt să-i călăuzească. Amin. Nu-i doar să-și piardă credința. Da. Și nădejdea în ceea ce ne-ai promis. De aceea dorim să rămâi în continuare Domnul nostru, Stăpânul nostru și Mântuitorul nostru până la vechi de veci. Amin. Amin. Așa cum stăm, vreau să vă aduc în atenție un singur verset care să fie pentru dumneavoastră un imbold. Versetul se găsește în Cartea Apocalipsei, în capitolul 5, versetul 8, unde citim următoarele cuvinte. Când a luat cartea, cele patru făpturi vii și cei 24 de bătrâni s-au aruncat cu fețele la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o alăută și potire din aur, pline cu tămâie. Și acum ascultați, tămâie care sunt rugăciunile sfinților. Iată, unde ajung rugăciunile noastre? La tronul lui Dumnezeu, în fața mielului, acolo sub formă de tămâie. Tămâia aceea sunt rugăciunile sfinților. Rugați-vă, insistați, stăruiți, pentru că stăruința în rugăciune este răsplătită de Dumnezeu cu răspuns la rugăciunile noastre. Doamne, primește rugăciunile care s-au adresat din locul acesta. Suntem așa de slabi, suntem vulnerabili, suntem nepricepuți. Totuși, venim în fața Ta și Te rugăm frumos să ai milă de noi. Să ne binecuvântezi în fiecare zi cu un duc de rugăciune, să asculți rugăciunile noastre în legătură cu oamenii nemântuiți, să asculți rugăciunile noastre în legătură cu copiii noștri, să asculți rugăciunile noastre în legătură cu noi înșine, că suntem slabi și suntem neîmplinitori ai cuvântului și suntem pasibili de pedeapsă. Doamne, ai milă de noi! Te rugăm frumos ca să ne asculți în numele Domnului Iisus. Amin! Cupăm locurile și lăudăm pe Dumnezeu continuare. Până copiii se pregătesc, haideți să cântăm un refren din cântarea al Rugii Cea. Știu că de obicei o cântăm dimineața, dar se potrivește și acum.
Iisus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Amin. Și Iisus creștea în înțelepciune și în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Amin. Și Iisus creștea în înțelepciune, statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui oamenilor. Amin. Aici, la microfon. Bine. De unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădurarele voastre? Voi poftiți și nu aveți. Ucideți, izmuiți și nu izbutiți să căpătați. Vă certați și vă luptați și nu aveți pentru că nu cereți.
sau cereți și nu căpătați, pentru că cereți rău, cu gând să risipiți în tăcerile voastre. Suflete pleacă curvare, nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Credeți că degeaba vorbește Scriptura? Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi, ne vrea cu gelozie pentru sine. Dar în schimb, ne dă un har și mai mare. De aceea zice Scriptura, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Amin. Supuneți-vă darul lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Apropiați-vă de Dumnezeu și el se va apropia de voi. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor, curățiți-vă inima oameni cu inima împărțită, simțiți-vă ticăloșia, tânguiți-vă și plângeți. Râsul vostru să se prefacă în tânguire și bucuria voastră în tristare. Smeriți-vă înaintea Domnului și El vă va înălța. Nu vă vorbiți de rău unii pe alții, fraților. Cine vorbește de rău pe un frate sau judecă pe fratele său, vorbește rău legea sau judecă legea. Și dacă judeci legea, nu ești împlinitor al legii, ci judecător. Unul singur este dătătorul și judecătorul legii. Acela are putere să mântuiască și să piardă. Dar tu cine ești de judeci pe aproapele tău? Ascultați acum voi care ziceți, astăzi sau mâine ne vom duce în curtare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga. Și nu știți ce va aduce ziua de mâine. Căci ce este viața noastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puțin și apoi piere. Voi din potrivă ar trebui să ziceți, dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face curtare sau curtare lucru. Pe când acum vă făliți cu lăudorșiile voastre, orice laudă de felul acesta este rea. Deci cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat. Iacov 5, începând cu versetul 7. Fiți dar îndelung răbdători, fraților, până la venirea Domnului. Iată că plugarul așteaptă rodul scump al pământului și îl așteaptă cu răbdare până primește ploaie, timpurie și târzie. Fiți și voi îndelung răbdători, întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape. Amin. Nu vă plângeți unii împotriva altora, fraților, ca să nu fiți judecați. Iată că judecătorul este chiar la ușă. Frații mei, luați ca pildă de suferință și de răbdare pe prorocii care au vorbit în numele Domnului. Iată, noi numim fericiți pe cei ce au răbdat. Ați auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov și ați văzut ce sfârșit i-a dat Domnul și cum Domnul este plin de milă și de îndurare. Mai presus de toate, frații mei, să nu vă jurați nici pe cer, nici pe pământ, nici cu un astfel de jurământ, ci da al vostru să fie da și nu să fie nu, ca să nu cădeți sub judecată. Este vreunul dintre voi în suferință? Să se roage. Este vreunul cu inima bună? Să cânte cântări de laudă. Este vreunul dintre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el, după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fermită a celui neprihănit. Ilie era un om supus același slăbiciuni ca și noi și s-a rugat cu stăruință să nu plouă și n-a plouat deloc în țară 3 ani și 6 luni. Apoi s-a rugat din nou și cerul a dat ploaie și pământul și-a dat rodul. Fraților, dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi de la adevăr și îl întoarce un altul, să știți că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate. Amin. Amin. Gândesc că timpul e scurt și în seara aceasta avem pe fratele Laurențiu cu noi. Domnul să-l binecuvinteze. Amin. Haideți să luăm și colecta în timpul în care orchestra laudă pe Domnul. Anunțurile pe care le știți cu toți, miercuri, la ora 7. Haideți să facem un efort. În seara aceasta a fost deosebit. Dumnezeu a lucrat așa cum mesajul fratelui Nelu s-a legat cu ce am auzit din cuvânt. Și am înțeles că și mesajul fratelui Laurențiu e legat. Duhul Domnului la lucru. Și știu că El vrea ca să ne dea răspuns. Avem întrebări cu privire la construcție, avem întrebări cu privire la păstor, avem atâtea întrebări.
Singurul care ne poate da răspuns și ajutor este Domnul. Amin. Haideți să punem jertfa aceasta deoparte miercuri. Știu că e greu, dar o oră de la 7 la 8 se poate. Și apoi vineri sunt repetițiile, cu toată dragostea, cei care vor să-L laude pe Domnul să vină la casa Domnului. Pacea Domnului! Mă bucur să fiu din nou în mijlocul noastră și întotdeauna mă simt bine în adunarea aceasta. Domnul să facă să lucreze cuvântul și în seara aceasta. Haideți să ne ridicăm! Și să deschidem la Proverbe, chiar la început, capitolul 1. Predica mea este o predică topică, nu este predica pe textul pe care îl vom citi, dar textul care îl vom citi ne dă foarte mult material de substrat, de fundație pentru topica pe care am ales-o sau pe care Domnul mi-a dat-o în seara aceasta. Pildele sau proverbele lui Solomon, și așa începe, strigarea înțelepciunii. Pildele lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel, pentru cunoașterea înțelepciunii și învățăturii, pentru înțelegerea cuvintelor minții, pentru căpătarea învățăturilor de bun simț, de dreptate, de judecată și de nepărtinire, ca să dea celor neîncercați agerime de minte, tânărului cunoștință și chipzuință, să asculte însă și înțeleptul și își va mări știința, și cel priceput și va căpăta iscusință, pentru prinderea înțelesului unui pilde sau unui cuvânt adânc, înțelesul cuvintelor înțelepților și al cuvintelor lor cu tâlc. Frica Domnului este începutul științei, dar nebunii ne socotesc înțelepciunea și învățătura.
Ascultă, fiule, învățătura tatălui tău și nu lepăda îndrumările mamei tale, că cele sunt o cunună plăcută pe capul tău și un lanț de aur la gâtul tău. Aș vrea să sărim și la capitolul 2. Cred că în sine cuvântul ne poate vorbi mai mult decât vă pot spune în seara aceasta și de aceea, subiectul fiind cel al înțelepciunii, o să vedeți, cuvintele acestea ne sunt foarte de folos. Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învățăturile mele, dacă vei lua aminte la înțelepciune și dacă îți vei pleca inima la pricepere, dacă vei cere înțelepciune și dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca argintul și vei umbla după ea ca după o comoară, atunci vei înțelege frica de Domnul și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu. Căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui iese cunoștința și priceperea. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție, ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor lui. Atunci vei înțelege dreptatea, judecata, nepărtinirea, toate căile care duc la bine. Amin. Te rugăm și în seara aceasta, Doamne, Tată Sfânt, prin cuvântul acesta, prin cuvintele Scripturii, prin Duhul Sfânt, să ne vorbești, să ne zidești, să ne transformi și pe noi în oameni înțelepți, în sfinți ai înțelepciunii, care pot să ducă viață altor oameni. Te rugăm în numele și pentru slava Domnului Iisus. Amin. Vă rog să luați loc. Introducerea e un pic mai lungă, pentru că doresc să încerc să creez un context al subiectului și vreau să vă spun în primul rând cum am ajuns la acest mesaj. Parte din el l-am livrat și în biserica noastră, biserica de adunare de unde vin eu. Și sper să până la urmă să o livrez pe toată acolo. În seara aceasta la dumneavoastră n-am să pot livra decât o părticică din tot studiul în care m-am înscris cu acest subiect. Dar el a fost ocazionat de o durere pe care o am eu pe suflet și durerea aceasta este că din 1991, când eu m-am întors la credință și până acum, uitându-mă numai în biserică, fără să mai vorbesc de lume, am observat un fenomen ciudat. Se pare că înțelepciunea este în scădere. Se pare că înțelepciunea este în scădere. Cineva spunea ca o glumă că înțelepciunea pe pământ este constantă, dar numărul populației în creștere. Are ceva real în ea, dar nu e aceasta. Înțelepciunea scade. Și v-am spus, cu durere observ lucrul acesta. Mie nu mi-este indiferent ce se întâmplă cu Biserica Domnului. M-am întors din lume. Când m-am întors din lume, am zis că l-am prins pe Dumnezeu de un picior. De fapt, El m-a prins pe mine. Dar înțeleg foarte bine de unde am fost scos. Țin bine minte groapa de mocirlă în care zăceam. Și mi se mai întâmplă să uit și mi-aduce aminte Domnul. Și de aceea când văd că cei din biserică se îndreaptă spre locul de unde eu am fost scos, mă doare foarte tare. Și mă gândesc de ce este lucrul acesta în ființă în zilele de astăzi. Uitați-vă în jur, poate că nu vă dați seama, poate trăiți încă într-un paradis, într-un turn de fildeș, dar cred că cei mai mulți dintre noi suntem conectați suficient ca să vedem cum din generație în generație înțelepciunea scade. Nu crește, scade. Tehnologia crește și avansează. Înțelepciunea e în scădere. Și atunci subiectul care m-a lovit pe mine a fost acesta. Cum am zis, hai să studiez problema cu ajutorul Domnului, prin credință, prin Duhul Sfânt, prin cuvânt, în fața Lui, ca să găsesc poate ceva care ne poate ajuta. Și aceasta a fost ocazia prin care am ajuns la subiectul acesta. Cum să crești? De ce să scazi? Cum să crești în înțelepciune? Așa se numește studiul meu. Cum să crești în înțelepciune? Nu am dorință mai mare decât să văd pe copiii mei umblând în adevăr. Dar ca să umbli în adevăr nu e un lucru simplu. Ca să umbli în adevăr trebuie să ai înțelepciune. Haideți să încep în primul rând prin a vă da
o definiție. Este definiția oamenilor nepocăiți, care o găsim în dicționarul explicativ al limbii române. Puteți să consultați și pe cel în engleză, e aproape identic dacă îl traduci. Dar să vedeți că înțelepciunea este pricepută bine și de oamenii nepocăiți, pentru că are ceva foarte important, are ceva vital. Înțelepciunea este absolut necesară și pentru viața obișnuită. Iată cum este definită ea în dicționarul explicativ al limbii române și aș vrea să dați atenție termenilor, pentru că sunt foarte importanți. Capacitate superioară de înțelegere și judecare a lucrurilor. Cumpătare, prudență, moderație, determinată de experiență. Spirit de prevedere. Implică o cunoaștere adâncă a realității, experiență și echilibru. Și definiția mea, trăirea practică a credinței. Trăirea practică a credinței. Poți să ai credința fără fapte. Scriptura numește în Iacov moartă. Dacă ai credința adevărată pe care o trăiești, ea se va manifesta în fapte și faptele acestea vor fi faptele înțelepciunii. Și atunci, pornind de la lucrul acesta, vedeți, v-am spus, e o definiție foarte bună. O definiție care arată că este o înțelegere superioară, e ceva mai adânc decât simpla inteligență. Știți că pot să fie oameni inteligenți și neînțelepți. Poate să fie și oameni proști și neînțelepți, asta merge aproape de la sine. Dar oameni inteligenți și înțelepți ai o mare raritate. În schimb, poate să fie oameni simpli și înțelepți. Pot să existe și există mulți, slavă Domnului, prin cuvântul Lui. Pentru că ceea ce te face înțelept este o înțelegere mai adâncă a realității așa cum este ea. O înțelegere practică, o înțelegere aplicativă, o înțelegere care te face să respecti lucrurile așa cum sunt. Observați că și Scriptura spune, începutul înțelepciunii este frica de Domnul. Aia care te face să zici, da, da, El există și atunci trebuie să ne organizăm toată viața având în centru motoul acesta, Dumnezeu există și El răsplătește pe cei care îl caută. Și pornind de la lucrul acesta, am studiat subiectul și m-am dus prin Scriptură căutând să văd cum cresc oamenii în înțelepciune, oamenii credincioși. Și mesajul acesta se adresează exclusiv fraților credincioși, surorilor credincioase, copiilor credincioși. Numai ei pot să crească cu adevărat în înțelepciune. Și am găsit, probabil că sunt mult mai multe, dar eu am găsit șapte feluri în care poți crește în înțelepciune. Așa cum v-am spus, probabil că în seara aceasta vom putea trece poate prin unul, două, dar e suficient. Dacă luăm un singur lucru, frați și surori, un singur lucru care ne poate crește în înțelepciune, suntem mai bogați decât 90% de oameni, din oamenii din jur. Un singur lucru pe care să aplicăm consistent și prin care să creștem în înțelepciune. Acesta va fi un câștig extraordinar pentru viața noastră. Iată, primul lucru pe care l-am găsit în Scripturi, care duce la creșterea înțelepciunii. Răbdarea. Ai răbdare să aduni experiență. Vreau să vă mai citesc o dată definiția înțelepciunii ca să vedem cât de strânsă este legată înțelepciunea de experiență. Și dacă este legată de experiență, înseamnă că atunci când crești în experiență, crești în înțelepciune. Și cum crești în experiență decât prin răbdare? Capacitatea superioară de înțelegere și judecare a lucrurilor, cumpătare, prudență, moderație, determinate de experiență. De ce sunt frații mai în vârstă mai înțelepți decât frații mai tineri? Doamne ajută să fie așa. Așa ar trebui să fie. Să sperăm că peste tot e așa. Mai vezi și excepții, dar în general, frații în vârstă sunt mai înțelepți decât frații tineri. De ce? Experiența. Acea aplicare practică a credinței primită de la Dumnezeu. Te lovești de multe și înveți multe într-o viață de om, dacă umbli cu Domnul. Observați că de la începutul serii am insistat pe subiectul ăsta și în rugăciune. Fratele a vorbit de sora Monica, o femeie foarte înțeleaptă. A rămas până și în biserica catolică venerată ca o sfântă deosebită. Pentru că, de ce? Pentru că a avut răbdare. A avut răbdare. Ca să stai în rugăciune în fața Domnului și să insiști în rugăciune înseamnă să ai
răbdare. Când nu te mai rogi, nu te mai rogi din cauza că ți-ai pierdut răbdarea. Și răbdarea este extraordinar de importantă pentru creșterea în înțelepciune. Ați citit pasajul din Iacov, acolo spune foarte clar că ai nevoie de răbdare, răbdarea este esențială. Și Dumnezeu este cunoscut nu numai prin răbdare, dar și prin îndelungă răbdare. O calitate și mai mare. De aceea ne depășește pe toți. Dar răbdarea este un lucru așa de important. Și am trei puncte legate de răbdare. Ai răbdare, în primul rând, acesta ar fi îndemnul. Dacă vrei să crești în înțelepciune, ai răbdare să aduni experiență. Lucrul acesta ne spune ceva, înainte ca să spun cele trei puncte despre răbdare, ne spune un lucru foarte important și care, pe care noi în societatea de astăzi le experimentăm cu mult mai mult decât poate frații din secolele precedente, din decadele precedente și secolele precedente. Trăim într-o vreme, într-o perioadă a lucrurilor foarte rapide, ultra rapide. Un computer încet este urât de toată lumea. Îl urâm cu o pasiune foarte... N-am avea o plăcere mai mare decât să dăm cu el de un perete, așa este. Dacă stăm la rând, la McDonald's sau în altă parte pentru mâncare, trebuie lucrurile să se întâmple așa. Și toate trebuie să se întâmple așa. Educația, nu mai avem răbdare să se întâmple așa cum se întâmpla odinioară în timpul ei, ca să așeze lucrurile așa cum trebuiau, ci trebuie totul să se întâmple foarte rapid, foarte rapid. Și trăim într-o societate în care toate lucrurile curg fulgerător de repede. Dar știți ce se întâmplă? Asta ne face să gândim greșit în privința credinței. Și în credința am vrea ca lucrurile să se întâmple tot așa. Numai că în credință nu există niciun fel de posibilitate să scurtăm timpul pe care Dumnezeu îl alocă pentru fiecare lucru. De aceea, dacă ne lăsăm educați de societatea în care trăim, de timpurile în care trăim, vom fi foarte neînțelepți, pentru că ne va lipsi un atribut esențial în privința creșterii în înțelepciune și acesta este răbdarea. Lipsa răbdării va duce la multe păcate. Nu vei putea să ai relații bune cu frații din biserică, nu vei putea să ai relații bune cu soția, nu vei putea să ai relații bune cu copiii, nu vei putea să ai relații bune la servici, nu vei putea să realizezi succesul spiritual pe care l-ai putea altfel realiza, pentru că pentru toate este nevoie de răbdare. Cine, cui îi place să aibă de a face cu, să aibă de a face cu un om nerăbdător? Cu un om repezit. Cu cineva care își pierde foarte repede răbdarea. Vă place să aveți de a face cu asemenea? Știu că suntem așa, ne place de noi înșine când suntem așa. Ni se pare că suntem viteși, că suntem activi, că suntem plin de impact, dar realitatea este că suntem ocoliți, suntem urâți, suntem desconsiderați de cei care au nevoie de un ajutor adevărat, pentru că în toate lucrurile în care este nevoie, în care este o criză, în care este nevoie de un ajutor adevărat, este nevoie de răbdare. Ah, da, când este să reparăm mașina, atunci avem răbdare, nu ne grăbim, că știm că dacă ne grăbim, o ruinăm. Atunci când să avem de a face cu un obiect, cu o altă situație, avem răbdare, mai ales dacă avem un câștig financiar. Dar când este vorba de locurile în care cu adevărat e nevoie de răbdare, atunci nu avem, pentru că suntem educați de societatea în care trăim. Este extrem de important să ne recalibrăm pe lungimea de undă a lui Dumnezeu, care vede cu foarte mare apreciere, care are o foarte mare dorință să vadă în noi construită această calitate a răbdării. Și iată cele trei puncte pe care le-am găsit legate de această metodă de creștere în înțelepciune. Răbdarea. Răbdarea de a aduna experiență. Oamenii cu experiență în umblarea cu Dumnezeu sunt oameni înțelepți. Punctul numărul 1. Avantajele răbdării. Avantajele răbdării. În primul rând să ne aducem aminte ce este răbdarea. E un avantaj să ai răbdarea din moment ce ea este roada Duhului Sfânt.
Sfânt. Nu ai roada Duhului Sfânt? Mare problemă. De ce o locui Duhul Sfânt în tine dacă nu rodește? De ce? Numai ca să se necăjească. Spune Scriptura, nu întristați pe Duhul Sfânt. Dacă nu rodește, e întristat. Dacă e bucuros, rodește. Mare avantaj să ai răbdare, pentru că este roada Duhului Sfânt. Unde citim lucrul acesta? Știm texte clasice, 2 Corinteni. 2 Corinteni, e bine să le citim, le știm, dar e tare bine să le citim, pentru că mie nu mi-este greu să le repet și dumneavoastră vă este de folos să le auziți. 12:12, semnele unui apostol le-ați avut printre voi în toată răbdarea, prin semne, puteri și minuni care au fost făcute între voi. Cine a avut cea mai mare roadă a Duhului Sfânt? Păi probabil că apostolii, așa este. Caracteristica cu care ei se recomandă în primul rând în acest verset, în capitolul 12, cu versetul 12 din 2 Corinteni, este semnele distinctive ale unui apostol le-ați avut printre voi în toată, completă, răbdarea. Apostolii se distingeau față de ceilalți frați prin marea lor răbdare. În ziua de astăzi, un pastor trebuie să fie fulminant. Nu, frați și surori, un pastor adevărat trebuie să fie păstor. Știți cum sunt păstorii la oi? Eu am avut de-a face cu câțiva, când mergeam mult pe munte și îi observam, știți cum sunt ei cu oile? Oile sunt cam, le-ați văzut? Una o ia spre prăpastie, toate se duc. Se încăpățânează, sunt căpățânate, frați și surori. Știți cum trebuie să fie un păstor? Foarte răbdător cu ele. Păstor adevărat le iubește ca pe copiii lui. Așa se purtau ei cu... Aveau nume oile. Cel puțin cele care erau mai cunoscute, că erau unele care stăteau mai mult pe lângă păstor decât cealaltă și aveau nume, le știa pe nume. Eu nu știam una de alta, mie îmi se rău toate la fel, el le știa la fiecare. Numele, firea, fiecare are altă știu, altă fire, altă, ca și oamenii. Și ele sunt ca și oamenii. Și semnele unui apostol erau în toată răbdarea, prin semne, puteri și minuni care au fost făcute între voi. Alt text, Galateni 5:22, probabil că acesta v-ați aștepta să-l citez primul, însă mi s-a părut mai important cel pe care vi l-am citit întâi, pentru ca să vedeți în mod practic cum răbdarea era semnul distinctiv al celor care umblă cu Duhul Sfânt. În 22 scrie așa, la capitolul 5, roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facere de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor, împotriva acestor lucruri nu este lege. Răbdarea este o roadă a Duhului Sfânt și dacă nu avem, cumva îl întristăm pe Duhul Sfânt. Cumva suntem în sincronism mai mult cu lumea și cu Dumnezeii ei decât cu biserica și cu Dumnezeul ei. Și trebuie, ca și credincioși, să încetăm a întrista pe Duhul Sfânt și să-L lăsăm să rodească în noi răbdare. Amin. Alt avantaj al răbdării. Este o calitate extrem de valoroasă și de importantă în ochii lui Dumnezeu. Dumnezeu însuși apreciază răbdarea. Faceți odată în Bibliile electronice, pentru că avantajul Bibliilor electronice este acesta, că poți foarte ușor să faci un studiu pe cuvinte, să vezi de câte ori un cuvânt este repetat. Faceți un studiu să vedeți de câte ori este repetat cuvântul răbdare, răbdător, nerăbdare, nerăbdător și să vedeți ce importanță mare are cuvântul acesta în Scriptura noastră. Să vă dau numai câteva versete de suport. Este o calitate apreciată foarte mult de Dumnezeu. Romani 15:5. Deuteronom
De obicei mi le copiez, dar acum nu mi le-am copiat și o să dureze un pic până răsfoim. Dar trebuie să avem răbdare. Poate că de aceea nu le-am copiat. Dumnezeul, știți cum se numește Dumnezeul nostru? Dumnezeul răbdării și al mângâierii. Merg împreună. N-ai răbdare, nu poți da mângâiere. Încercați să dați mângâiere în grabă. Rateu complet. Cu oamenii, când au nevoie de mângâiere, trebuie să ai mare răbdare. Dumnezeul răbdării și al mângâierii să vă facă să aveți aceleași simțăminte unii față de alții, după pilda lui Hristos Iisus. Calitatea apreciată de Dumnezeu până într-acolo încât se numește cu ea. El este Dumnezeul răbdării. 2 Corinteni 6:4. Și în toate privințele arătăm că suntem niște vrednici slujitori ai lui Dumnezeu prin multă răbdare. În necazuri, în nevoi, în strâmtorări, în bătăi, în temniță, în răscoale, în osteneli, în vegheri, în posturi, prin curăție, prin înțelepciune, prin îndelungă răbdare, prin bunătate, prin Duhul Sfânt, printr-o dragoste neprefăcută, prin cuvântul adevărului, prin punerea lui Dumnezeu, prin puterea lui Dumnezeu, prin armele de lovire și de apărare pe care le dă neprihănirea. Este un avantaj extraordinar să ai răbdare, pentru că ai importanță în ochii lui Dumnezeu. El este Dumnezeul răbdării. Semnele unui credincios adevărat sunt în răbdare și dovada că umblăm cu Dumnezeu este în faptul că avem răbdare. Arătăm că suntem niște vrednici slujitori ai lui Dumnezeu prin multă răbdare. Dacă nu avem răbdare, s-ar putea să arătăm că suntem niște slujitori ai lui Dumnezeu, dar de care? Nevrednici. Răbdare, vrednici. Nerăbdare, nevrednici. Dumnezeu să ne ajute să avem răbdare pentru ca să creștem în înțelepciune. Avem răbdare, creștem în înțelepciune. N-avem înțelepciune, să căutăm să creștem în răbdare și vom crește implicit, vă garantez, în înțelepciune, foarte mult, veți constata o creștere extraordinară. Nici nu veți ști de unde a venit, cum de m-am hotărât. Să știți că răbdarea este o alegere. Este alegerea de a lăsa ca Duhul Sfânt să lucreze prin tine. Și este alegerea de a nu lăsa firea să reacționeze. De foarte multe ori spun, nu mai am răbdare, nu mai pot. Nu mai pot, într-adevăr, nu mai poate, Adamă la vechi, Adamă la nou, poate orice în Hristos care îl întărește. Numai să alegem pe cine lăsăm să vorbească, pe cine lăsăm să se manifeste. Iată, deci, revenind, avantajele răbdării. Este o roadă a Duhului Sfânt, este o calitate extrem de valoroasă și importantă în ochii lui Dumnezeu. Ea însăși, răbdarea, este producătoare de și mai multă roadă. Ea este roada Duhului Sfânt, dar la rândul ei, ea însăși este producătoare de și mai multă roadă. 1 Corinteni 9:12. 1 Corinteni 9:12 spune așa: dacă se bucură alții de acest drept asupra voastră, nu ni se cade cu mult mai mult nouă? Dar noi nu ne-am folosit de dreptul acesta care îl aveam, ci răbdăm totul. De ce? Ca să rodim. Ca Evanghelia să aibă rod. Nu răbdăm? Ne mirăm de ce Evanghelia nu are rod. Păi pentru că n-avem răbdare. Câtă răbdare a avut sora Monica? Câți ani? Și a văzut roadă. Știți că Sfântul Augustin este teologul de bază, incipient al bisericii. Majoritatea teologiei pe care o avem și astăzi vine de la Sfântul Augustin. A fost esențial ca el să se întoarcă la credință, pentru că era un om deosebit, l-a pregătit Domnul. Toată acea educație specială în filozofie, în oratorie, în religii, pentru că a fost religios și înainte de a se întoarce, a fost cufundat în tot felul de religii manicheistă și religii para-creștine și așa mai departe. Toate, când el s-a întors, s-au folosit pentru că a înțeles toate lucrurile și din perspectiva celor nepocăiți și a putut să sintetizeze învățătura Domnului Iisus Hristos într-o teologie care a folosit mai apoi inclusiv reformei.
ea aduce roadă, aduce și mai multă roadă. Tot în 1 Corinteni știm textul bine de la 1 Corinteni 10, da? Nu v-a ajuns, este una din asigurările navigatorilor, nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească și Dumnezeu care este credincios nu v-a îngăduit să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita pregătiți și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Dacă răbdăm, aducem roadă, pentru că înfrângem ispita și Dumnezeu este slăvit prin noi. De asemenea, Luca 8:15. Toate aceste texte sper să ne convingă de avantajul răbdării. 8:15. Sămânța care a căzut pe pământul bun sunt aceia care, după ce au auzit cuvântul, îl țin într-o inimă bună și curată și fac roadă în răbdare. Fertilizatorul seminței. N-ai răbdare, nu e rod. Ai răbdare, aduci multă roadă. Ea însăși răbdarea, deși este roada Duhului Sfânt, e producătoare, ea însăși deși mai multă roadă. Apoi un alt avantaj este arma cu care poți birui încercările. Deja am citit textul acela din 1 Corinteni 10:13 care spune că nu va ajunge nicio ispită și Dumnezeu a pregătit deja felul în care să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Dar sunt și alte texte care ne arată că este arma, arma credinciosului. Arma credinciosului nu este violența. Arma credinciosului nu este și retenia. Arma credinciosului este răbdarea. Răbdarea sfinților. Răbdarea sfinților. Răbdarea sfinților biruie întotdeauna. Știți cum sunt înțelepții adevărați? Răbdători. Ei știu că întotdeauna adevărul iese la suprafață. Poți să-l duci până jos la fundul oceanului. Până la urmă, el iese la suprafață, ca uleiul la suprafața apei. Și au răbdare. Răbdare aduce biruință în încercare. Roman 5. Ba mai mult ne bucurăm chiar și în necazurile noastre că știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejde, nădejdea care nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Vrem să biruim în încercări? Ne trebuie în primul rând răbdare. Dacă stăm lângă Dumnezeu, vom birui. Dacă stăm lângă adevăr, El ne poartă la suprafață. Poți să ne scufunde toți, să ne îngroape toți, oriunde, dacă ții adevărul în brațe, ca și o plută, întotdeauna te va aduce la suprafață, la oxigen, la viață. Să înțelegem lucrul acesta atât de important. Mai sunt și alte texte. Luca 21:19, n-am să le citesc pe toate, Roman 12:12, sunt texte puternice care arată că arma cu care poți birui încercările, foarte importantă este răbdarea. Un alt avantaj, răbdarea asigură armonia între frați. De ce există certuri între frați? Pentru că n-avem răbdare. Cum am vrea ca cel de sus să aibă răbdare cu noi, cu subsemnații, așa este? Știm cât suntem de păcătoși. Câteodată ne temem, aoleu, oare nu vine măciuca lui Dumnezeu peste noi? Nu, că Domnul este mult prea bun, este răbdător, El este îndelung răbdător și spune că și în timpul potopului El a așteptat foarte mult până să aducă pedeapsa peste cei păcătoși. Mult! Da, păi cu noi, credincioșii. No, dacă am primit răbdare, oare nu suntem datori și noi? E un mare avantaj să avem răbdare pentru că se asigură armonia între frați. Romani 15:1. Noi care suntem tari, care din biserică sunt slabi? Noi toți ne simțim, dumneavoastră suntem slabi? Slavă Domnului că avem și dintre aceștia smeriți, dar așa, sincer să fim, cam toți ne simțim tari.
dacă vă simțiți tari, așa spune Scriptura, noi care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi și să nu ne plăcem nouă înșine. Toți suntem slabi, asta e adevărul, dar ne simțim tari, dar dacă ne simțim tari, avem datoria să-i răbdăm pe cei care ni se par că sunt slabi. N-avem nicio justificare când n-avem răbdare cu frații din jur. Niciuna. Domnul să ne ajute să avem acest avantaj enorm al răbdării care asigură armonia între frați. 1 Corinteni 6 cu 7. Chiar faptul că aveți judecăți între voi este un cusur pe care îl aveți. Pentru ce nu suferiți mai bine să fiți nedreptățiți? De ce nu răbdați mai bine paguba? Paguba se poate răbda. Și e mai de valoare să rabzi o pagubă decât să distrugi o relație. Știți că oamenii necredincioși iubesc lucrurile și folosesc oamenii. Oamenii credincioși ar trebui să iubească oamenii și să folosească lucrurile. De aceea ar trebui să fie mai importantă o relație decât un obiect. Ar trebui să fie mai importantă o relație decât o valoare financiară. O relație între oameni credincioși în ochii lui Dumnezeu este așa de importantă ca și scris într-un loc că șase lucruri urăște omul sau chiar șapte și ultimul dintre ele care e scris este Domnul urăște pe cel care face dezbinare între frații. Dacă Domnul urăște lucrul acesta, oarecum de nouă ni se pare firesc. Haideți să înțelegem cât de avantajoasă este răbdarea care aduce armonie între frați. Tot în acest 1 Corinteni, la capitolul 13, versetul 4, citim: dragostea este îndelung răbdătoare, plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește, nu se laudă, nu se umflă de mânie, nu se poartă necuvincios și toate vin din faptul că dragostea este îndelung răbdătoare, adică are răbdare ca cel nemernic să vină poate la credință. Să se transforme poate într-un credincios adevărat. Așa cum și Domnul Iisus însuși și-a dat viața. Pentru că poate și eu, slavă Domnului, să devin credincios. Amin. Și probabil că sunt multe alte avantaje. Iată, acestea sunt avantajele pe care eu am vrut să vi le aduc în față în seara aceasta. Este o roadă a Duhului Sfânt. Ce lucru extraordinar să ai roada Duhului Sfânt. Este o calitate extrem de importantă în ochii lui Dumnezeu. El se numește cu numele acesta. Ea însă își produce roadă și mai multă, deși este roada Duhului Sfânt. Ea este o armă cu care poți birui crizele și încercările. Și ea asigură armonia între frați. Asigură o biserică în care Dumnezeu însuși se bucură să zăbovească la taifas cu noi, așa cum zăbovea cu alți credincioși în vechime, cu Avram și cu alții. Un alt lucru, punctul 2 al acestui lucru care ne poate crește în înțelepciune răbdarea, este faptul că răbdarea, deci avantajele răbdării, am spus eu pentru punctul 2 ca să rimeze și să aibă aceeași literă, angrenajele răbdării. Răbdarea este angrenată. Nu o poți scoate fără ca să distrugi un mecanism divin în ființa omenească și nu o poți desconsidera, nu o poți bloca fără să nu strici armonia ființei spirituale așa cum a lăsat-o Dumnezeu. Și iată ce angrenaj am găsit eu că este la lucru în privința răbdării. Răbdarea alimentează înțelepciunea, de aceea și facem studiul acesta și este alimentată la rândul ei de înțelepciune. Deci este într-un angrenaj din acesta în care ea produce înțelepciune și înțelepciunea o produce mai departe. Și în momentul în care ne punem inima să căutăm să fim răbdători, să lăsăm Duhul Sfânt să rodească în noi această roadă, vom crește în înțelepciune. Înțelepciunea însă și ne va instrui, ne va demonstra că e foarte valoros să ai răbdare și atunci vom crește și mai mult în răbdare. Și implicit vom crește în înțelepciune. Este un ciclu antivicios prin care câștigăm la fiecare întorsătură a roții. Iată de unde
vedem lucrul acesta. Printre altele, sunt multe texte, dar unul din este Proverbe 19 cu 11. Proverbe 19 cu 11. Înțelepciunea face pe om răbdător și este o cinste pentru el să uite greșelile. E un angrenaj acolo. Am văzut în altă parte că cel răbdător are înțelepciune. Aici vedem că înțelepciunea îl face pe om răbdător. Și iată un angrenaj extraordinar care ne face să înțelegem cât de important este să alegem răbdarea. Este o cinste pentru el să uite greșelile, un om răbdător, un om înțelept. Noi iertăm greșelile, da. Never. Aici, să... imediat când se întâmplă ceva, ți-aduce aminte. Știți cum este un om înțelept? El îngroapă greșelile. Ele sunt, le arde, le dezintegrează. Și se poate uita la persoana cealaltă fără ca să scoată dosarul din sertar și să-i citească toată istoria așa cum face securitatea. Sau făcea securitatea. Probabil că și acum se face în serviciile de inteligență naționale. Fiecare are un dosar. Când se întâmplă ceva, se uită la dosar să vadă tot ce ai făcut. Înțelepciunea nu e așa. Răbdarea te învață să nu procedezi așa. Este o cinste să uiți greșelile, să le îngropi, să le anihilezi. Pentru că întotdeauna să poți porni cu celălalt, cu un dosar pe care când îl deschizi, să vezi așa, o pagină goală. O pagină goală. Poți să scrii din nou orice vrei cu cel răbdător. Și știi lucrul acesta. Știți cum am văzut lucrul acesta? Copiii care fac foarte multe greșeli, de fiecare dată îi caută mai des pe cei răbdători și pe cei care uită greșelile, pentru că știu că întotdeauna se pot duce la ei și sunt priviți cu ochi de apreciere deosebită. Și frații știu lucrul acesta. Știți pe cine să căutați, mai ales pentru oamenii mai în vârstă sunt așa, pentru că e o înțelepciune care se acumulează în timp, prin răbdare, prin experiență. Să poți să uiți greșelile și întotdeauna să pornești în relația cu persoana respectivă ca și cum n-a fost nimic. N-a fost nimic. Da, frate, știu că ți-am... Frate, nici nu mai țin minte, am uitat totul. N-o mai scoate, că e putrezită. Las-o acolo, hai să înțelege că mă uit la tine ca la o ființă nouă, așa cum și ești. Toate cele vechi s-au dus. Mare lucru ca să înțelegem angrenajele acestei înțelepciunii cu răbdarea, care se produc și se ajută unele pe alte. De aceea, să știți că cine vrea să crească în înțelepciune, și acesta este secretul serii, dacă vreți, dacă constatăm, dacă într-adevăr recunoaștem în umilință că ne lipsește înțelepciunea, mie îmi lipsește înțelepciunea, frați și surori, aș vrea să am mult mai multă. Copiilor mei le lipsește înțelepciunea. Aș vrea să aibă mult mai multă. Mi-e frică pentru ei. Copiilor din școală le lipsește înțelepciunea. Dacă noi înșine constatăm despre noi înșine că ne lipsește înțelepciunea, avem o metodă, cel puțin, ca să creștem în înțelepciune. Trebuie să alegem să răbdăm mai mult. În fiecare zi un pic mai mult. Lăsăm Duhul Sfânt la lucru, nu ne încredem în noi înșine, că nu putem, dar ne încredem și spunem Duhului și ne rugăm, fără încetare, așteptând ca Duhul Sfânt să lucreze. Doamne Duhul Sfânt, și în ziua de astăzi vreau să rabd mai mult. Credeți că e ușor? Nu e ușor deloc, este foarte greu și ia timp, dar avantajul, vă garantez, în ani vă veți uita înapoi și veți spune: cât de binecuvântat a fost ziua în care am ales să cresc în înțelepciune, lăsând Duhul Sfânt să mă educe în răbdare. În răbdare. Dumnezeu să ne facă să creștem în răbdare. E angrenată cu înțelepciunea și se produc una pe cealaltă în mod extraordinar atunci când alegem să lăsăm Duhul Sfânt să rodească în noi. Și ultimul punct, al treilea. Am spus avantajele răbdării, angrenajele răbdării
Și al treilea l-am intitulat Apanajele răbdării. Tot așa, ca să rimeze și să înceapă cu aceeași literă, dar are sens, apanajele răbdării. Apanaje sunt lucrurile pe care le posedăm, care ne sunt ale noastre ca proprietate și acestea sunt proprietățile răbdării, dacă vreți. Apanajele răbdării. Răbdarea are o proprietate extraordinară care îi aparține, un apanaj al răbdării. Ea este un conector. Și ca să înțelegeți la ce mă refer, vreau să deschideți și textul acesta, este foarte important. Știu că am mai predicat din el în biserica aceasta. E unul din textele cele mai importante din Scriptură. În 2 Petru se găsește, capitolul 1. Și vă rog să urmăriți poziția în care e plasată răbdarea în textul acesta. Citim de la versetul 5. De aceea, și e vorba mai înainte, că acest de aceea se adresează la ce a fost mai înainte. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Ne-a fost dat tot ce avem nevoie ca să trăim în evlavie și în puterea lui Dumnezeu, prin care El ne-a dat făgădințele și așa mai departe. Și ajunge la versetul 5 care spune, de aceea, pentru că aceste lucruri ne-au fost date, dați-vă și voi toate silințele, pentru că nu e un lucru ușor, nu e un lucru rapid, nu este McDonald's, este vorba de ani, decenii, ca să ajungem acolo unde trebuie. Dar spune Scriptura, nu nimic, nu vă lăsați, dați-vă toate silințele ca acest lucru să se întâmple, ca să conectați aceste lucruri. Și uitați-vă ce se conectează aici. Ca să conectați cu credința voastră, care e începutul, fapta. Cu fapta, cunoștința. Cu cunoștința, înfrânarea. Cu înfrânarea, răbdarea. Cu răbdarea, evlavia. Cu evlavia, dragostea de frați. Cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Și aceasta este o scară a credinței prin care urci de la nou născut la apostol al Domnului Iisus, ca să zic așa, funcțional, că ei nu mai există alții decât cei 12 care au fost, dar funcțional poți să fii un apostol al Domnului Iisus prin răbdare. Și este un conector care e plasat aproape la mijloc. Nu-l ai, sunt deconectate două lucruri extrem de importante. El conectează acest conector al răbdării, conectează credința, faptele și cunoștința cu evlavia, dragostea de frați și iubirea de oameni. Și nu avem, nu putem trece mai departe. Sunt deconectate cele două și avem credință, fapte și cunoștință, dar n-ajungem la evlavie, n-ajungem la dragostea de frați, n-ajungem la iubirea de oameni și cel puțin în Scriptura mea spune că poți să le ai pe primele. Oricât, dacă nu le ai pe ultimele, ești un chimval zângănitor, un lucru care face zgomot, care declară mult și face prea puțin și care până la urmă, și dacă face, nu contează, pentru că fără dragoste nimic nu contează. Și la dragoste nu se ajunge decât prin acest conector al răbdării. Apanajul răbdării este că ne face să trecem de la lucrurile începătoare la cele finale. Și facă Dumnezeu ca și noi să avem dorința aceasta de a crește în înțelepciune, lăsând ca Duhul Sfânt să rodească în noi răbdare, ca să putem să fim plăcuți și Domnului Dumnezeu și oamenilor. Așa cum spuneau copilașii aceștia, ce spuneau despre Domnul Iisus, că El creștea în înțelepciune. Domnul Iisus creștea în înțelepciune. Domnul Iisus a iubit creșterea în înțelepciune și a ajuns să fie plăcut și lui Dumnezeu și oamenilor. Și e vorba de Domnul Iisus, omul. Dar El a venit tocmai ca să ne fie un exemplu și să ne aducă această posibilitate extraordinară ca și noi să devenim plăcuți și lui Dumnezeu și oamenilor, de folos pentru orice lucru bun, pentru orice faptă bună, pentru orice loc unde Evanghelia încă n-a fost dusă. Facă Domnul să creștem în înțelepciune, cel puțin prin acest lucru care ne este pus în seara aceasta în față, prin a crește în răbdare. Amin. Amin. Mai lăudăm pe Dumnezeu cu o cântare și după care vom încheia cu rugăciune.
Haideți să ne ridicăm, mulțumim Domnului pentru cuvânt. Domnul să-l binecuvânteze pe fratele Laurențiu. Amin. Amin. Și într-un fel mă bucur că nu a terminat studiul, că mai trebuie să vină pe la noi. Amin. Vecinul nostru. Doamne, atinge-ne din nou. Să ardă-n noi.
să mulțumim lui Dumnezeu și să facem aceasta prin fratele Timotei Tavlă. Amin. Mulțumim pentru toți cei care ați fost în locul acesta. Mulțumim pentru că ați avut bunăvoința să veniți la casa Domnului. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din ceruri și împărtășirea Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi acum și întotdeauna. Amin. Amin.